La ce ne folosește cerebrolizinul? Cerebrolizinul este un hidrolizat din proteină din creier de porcină. Este ceva asemănător organismului uman și este foarte bine acceptat de către acesta. Cerebrolizinul folosim de a îmbunătăți metabolismul neuronal și cel mai des țintim să ameliorăm starea generală a pacientului în problemele care apar după accidente vasculare cerebrale, care acest cerebrolizin se poate folosi și chiar în acut, în accidentul vascular cerebral, în paralel cu tratamentul de tromboliză. Pe lângă aceasta, mai ajută în disfuncțiile cerebrale organice, metabolice și chiar după traumatisme craniocerebrale sau contuzii cerebrale sau comoții. Terapia este cumva făcută pe o durată de timp, pe cel puțin 10 zile, prin perfuzii endovenoase de 10 ml sau chiar în doze mai mari, depinde de context, pe o durată de 10 zile în cure care se pot repeta lunar. Pacienților noștri le facem în special după episodul acut de accident vascular cerebral sau în problemele de memorie care mai apar la vârsta a treia. Pentru eficiența tratamentului, pacientul trebuie să facă lunar această cură sau după o anumită schemă recomandată de către medicul specialist.